Vă salut, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi facem un clip, zic eu, frumos și mult așteptat, pentru că mi-era super dor să merg să fac niște cumpărături la magazinul preferat, la magazinul meu preferat, de fapt, nu la magazinul meu preferat, la unul din magazinele mele preferate din Anglia, și anume să mergem la Poundland. Eu am aici la mine în oraș un magazin tip Poundland. Majoritatea produselor sunt la o liră, deci majoritatea costă o liră, că detergenți, că săpunuri, orice. Prețul pornește de la 50 de pii la o liră, maxim 5 lire, cred că e maximul. În fine, nu asta contează, important e că sunt produse bune, de care ai nevoie, de care te poți folosi atât în casă cât și pentru igiena personală, și sunt mult mai ieftine decât în supermarketuri, decât în Lidl, de exemplu, decât în Tesco sau decât în Sainsbury's. Adică, na, scutești niște bani. Eu sunt sigură că nu mă vor lăsa să filmez înăuntru, pentru că eu am mai vrut să mai fac o dată chestia asta și nu m-au lăsat, mi-au spus că nu am voie să fac chestia asta și managerul nu este de acord, pentru că am cerut să vorbesc cu un manager. Stați că vine, am o grămadă de lumină pe mine. Și mi-a spus clar că nu se poate. Eu o să mă duc acum spre magazin. Probabil o să vă filmez drumul până acolo și o să vă filmez magazinul de afară, ca să vedeți cum arată, și vin și vă prezint ce am cumpărat și, evident, o să vă spun și prețurile. Acesta este magazinul meu preferat, după cum am spus și în introducere. Vedeți că afară sunt afișate câteva din obiectele, din itemurile pe care le au, și credeți-mă că sunt foarte ieftine comparativ cu alte magazine, însă în interior sunt mult mai multe. Da, am ajuns acasă. Acestea sunt cumpărăturile pe care eu le-am făcut la magazinul de o liră și aș vrea să vi le prezint și vouă. Nu sunt foarte multe, însă sunt niște lucruri care mie chiar m-au trebuit, pentru că eu nu am mai fost acasă de un an aproape și evident că aveam nevoie de foarte multe lucruri pentru casă. Așa că haideți să începem. Am cumpărat 4 merașe de plastic. Aveam nevoie, de fapt am nevoie de mai multe, dar nu mi-a trecut prin cap să cumpăr acum 2 seturi de câte 4 sau 3 seturi de câte 4, așa că le-am luat doar pe acestea și sunt o liră 49,4. Sunt foarte ok, sunt foarte țepene, nu sunt din acelea care le iei și le folosești o lună și după aceea se strâmbă sau se rup. Eu mai am așa, știți foarte bine obsesia mea cu umerașele. Mai departe, haideți să scap de astea de aici din față. Am un săpun lichid, aveam nevoie de așa ceva. Este un săpun lichid pe care am dat o liră și miroase a un fel de trandafir dulce cu orhidee. Nu sunt mare fană trandafir, dar să știți că eu l-am mai avut pe acesta și mai mult se simte orhideea decât trandafirul. Oricum trandafirul este unul dulce, așa că nu este deranjant. Mie îmi plac parfumurile dulci, îmi plac mirosurile dulci, îmi plac săpunurile dulci, gelurile de duș dulci, așa că pe mine chiar nu mă deranjează și v-am spus, am mai avut și mi s-a părut super ok. Și prețul, o liră pentru 500 de ml de săpun, acesta o să mi-ajungă, cred că o lună, pentru că nu-l folosesc decât la baie, la piveta de la baie, adică nu-l folosim și, de exemplu, să te și speli cu el. Așa, mai departe avem aici un spray de cameră, cam așa arată. Eu nu știu dacă a mea cameră focusează până acolo, pentru că nici eu nu văd, dar este un spray de cameră cu orhidee sălbatică și mătase, deci miroase a orhidee sălbatică. L-am mai avut și pe acesta. Da. A, îmi place la nebunie cum miroase. Miroase așa foarte romantic, foarte... Oh, ce mult îmi place. Am cumpărat tot de la Poundland, am cumpărat suportul acela, vă las o poză aici, presupun că știți despre ce este vorba, suportul acela de rezerve, care am cumpărat tot de la Poundland, acel aparat Airwick, doar trebuie să introduci rezerva și își face treaba. Aoleu, dar ce mult îmi place cum miroase. Au mai multe arome, aveau și de liliac, și de magnolie, și de ocean, și de pin, dar am zis că e ok să iau pe aceasta acum și mai târziu, dacă e, mă voi duce și voi mai lua și altele. Da, haideți că rămăsesem fără baterie. Și ce vreau să vă prezint acum? Am cumpărat acest gel de duș care miroase a ocean waves, adică a valuri de ocean. Presupun că vă dați seama că este un miros foarte fresh, exact ce îmi place mie. La fel, 500 de mililitri pentru o liră. Bine, acum, cine știe miroase. Acum să nu credeți că, vezi, doamne, ce piele mătăsoasă îți lasă atât gelul de duș sau săpunul lichid. Vă dați seama că nu sunt niște produse foarte bune, asta e o liră, dai o liră, pac. Dar reprezintă o metodă ok, zic eu, de a economisi niște bani, dacă vrei într-adevăr să economisești niște bani. Că dacă nu, poți să te duci la Boots, de exemplu, și să-ți cumperi de la Ted Baker un gel de duș și să dai 9 lire pe el. Dar într-un final, zic eu că face cam același lucru. Mai departe, aveam aici... Aveam aici o folie protectoare pentru saltea, dar acum văd că este single, dar este ok, zic eu, pentru a pune unde este Fabi, pentru că, na, trebuie să fii protejată, este dintr-un material foarte moale, foarte... Sper să fie impermeabil, dar da, arată a fi impermeabil. O liră 49 a fost. Dacă e bună, e bună, dacă nu, asta e, vom încerca și altceva. Nu am crezut inițial că este pentru double bed, dar văd că este pentru single. Dar să știți că nu mă deranjează, pentru că văd că fâșie și eu, cum mă foiesc noaptea, n-aș vrea să mă deranjeze nici pe mine și nici pe Fabian. Fabi se foiește mai puțin și nu face chiar atât de mult zgomot, sper să fie utilă pentru el, dacă nu, o liră 49 nu este o mare pierdere. Mai departe, aici aveam nevoie de un detergent pentru geamuri. După cum știți, în Anglia geamurile se deschid spre exterior, nu spre interior, așa că eu nu spăl geamurile decât în interior, pentru că pe exterior efectiv chiar nu ai cum. Sunt anumite firme speciale pentru așa ceva, vin în fiecare săptămână, la noi vin joia și cu o perie imensă spală geamurile pe din afară. Însă eu chiar aveam nevoie de ceva pentru a le spăla pe dinăuntru. Eu nici în momentul de față nu am primit bagajele, sunt, Doamne, la fel, Dumnezeu știe în ce țară, pentru că acolo aveam spirit și eu obișnuiam să pun apă și cu spirit și îmi făceam singură chestiile astea, dar nu mai am nici spirit, așa că a trebuit să-mi cumpăr o astfel de soluție pe care am dat 2 lire și spune că este cu oțet. Eu sper să nu miroasă, pentru că nu am mai folosit-o până acum și evident că nu aveam nici cum să o folosesc în magazin să văd cum miroase, sper să fie ok. Ia totuși să o încerc. Miroase puțin a oțet, Da, miroase oțet. Ah, ce rom care. Așa, mai departe, ce mi-am luat eu aici? Am luat o sticlă de clor. Pe aceasta o folosesc în mod frecvent la baie. Acum am o sticlă de 3 litri, asta cred că are 2. Asta are 2, la baie am una de 3, 3, dar este pe terminate, așa că, da, binevenită. Ce-mi place este că acest căpăcel are o protecție și nu se poate deschide foarte simplu de copii. Mereu caut să cumpăr așa cu protecție, că sunt și altele care nu au și... Așa, ceva foarte cute care am cumpărat sunt aceste două căni care vin așa. Așa. Pe acestea am dat 3,99 lire. Stați puțin că aveau un alt preț pe dedesubt și să văd cum erau. Începe cu 4. Da, deci le-am luat de la 4,49. Așa, cu 3,99. Adică 49 de pii sau 40 cât vin. Da, 40 de pii reducere și sunt super, super drăguțe. Au un design așa foarte girlish. Îmi plac și chiar aveam nevoie. Chiar ar fi trebuit să-mi cumpăr 4. Adică să iau două seturi. Ia să vedem și pe a doua. Haide! Și a doua este tot la fel girlish așa. Să vă mai arăt și pe cealaltă. Sunt perfecte pentru cafeaua de dimineață. Mama urmează să vină la noi în Anglia, așa că i-am pregătit o cană. Nu știu care o va vrea, pe cea cu roz sau pe cea cu albastru. Dar acestea sunt pentru noi două. Să ne bem cafeaua dimineața împreună. Nu le bag acum înăuntru. Ce am mai cumpărat aici? Am cumpărat o cană electrică pentru Fabi. Și de ce am cumpărat? Noi mai avem una, însă este din aceea mare, dar evident că o folosim și noi. Și așa se aruncă foarte multă apă, pentru că o folosim atât eu, cât și Adi, cât și pentru Fabian. Pentru că în momentul în care folosesc pentru Fabi, evident folosesc apa lui. Și când o folosim noi, evident că adăugăm apa noastră. Și așa pierd foarte multă apă de-a lui Fabi. Și nu mai vreau, vreau să o am pe a lui separat, așa că am căutat una mică. Aceasta este la 1 litru, noi avem la 2. Pe aceasta n-am cumpărat-o de la Poundland, am cumpărat-o de la un alt magazin și am dat 16,99 și mă bucur foarte tare că am găsit așa mică pentru el. Este exact ce căutam, eu m-am uitat și pe Amazon, iar pe Amazon am găsit la 24 de lire fără transport, așa că mă duceau cam la 28 de lire, 29 cu tot cu transport, așa că zic eu că am făcut o afacere super bună cu această căniță. Da. Și ultimul lucru, nu mai frec pe aici. Așa, și ultimul, stați că intră în cadru. Ultimul lucru, mi-am cumpărat un scurgător, pui vasele și se scurg, l-am scurs, pentru că celălalt pe care l-aveam era doar jumătate, adică era doar partea aceasta și nu avea parte plană, pentru că am fost plecați atâta timp din acest apartament, se depusese calcar pe el, era mizerabil, nu știu, nu mi-a plăcut sub nicio formă cum arăta și nici n-am vrut să stau să mă chinui, pentru 4 lire n-am vrut să stau să mă chinui, să mă apuc să-l frec și așa mai departe. L-am aruncat, i-am zis lui Adi să-l ducă la gunoi și am cumpărat altul, plus că am cumpărat din acesta dublu și așa celălalt mă enerva că n-avea decât partea asta și dacă vrei să mai pui ceva la uscat trebuia să pui printre vase pe aici și nu mi-a convenit, așa că l-am luat pe acesta și zic eu că am făcut un great deal. Bun, cam acestea au fost cumpărăturile de la magazinul meu preferat de la noi din oraș, magazinul de o liră, îi spun eu, pentru că, da, majoritatea costă o liră. Bine, eu acum ce am cumpărat, v-am spus, prețurile nu sunt toate o liră, însă majoritatea sunt. Dar să știți că eu cunosc prețurile și, da, face afaceri super bune, cu foarte multe produse, dacă te duci la aceste magazine. Gata, am terminat pe ziua de astăzi. Nu uitați, like, share și abonați-vă dacă nu v-ați abonat. Da, noi ne vedem data viitoare. Până atunci aveți grijă de voi.